Avem un colectiv minunat și mă bucur că se află alături de noi în fața dumneavoastră în această seară. După cum știți, în această seară Opera Națională Română din Iași a împlinit 55 de ani. La mulți ani! Este o seară foarte emoționantă pentru noi, de-abia țin microfonul de emoții. Din păcate, domnul ministru Kelemen Hunor nu poate fi alături de noi deoarece dânsul nu se află în țară. Și o să vă rog să-mi permiteți să citesc un mesaj din partea domniei sale. Opera Națională din Iași la 55 de ani. Onorat public, stimați artiști, Opera Națională din Iași împlinește 55 de ani. Pentru o instituție, 55 de ani este o vârstă a maturității depline, dar și o vârstă care presupune deja o tradiție, un stil, o școală interpretativă. Nu mai vorbim despre o simplă instituție de spectacole, ci despre un simbol cultural al unei capitale istorice. La acest moment aniversar le aducem tuturor celor care de-a lungul a 55 de ani au slujit scena lirică ieșană un respectos omagiu. Fie ca aceia care se vor afla de acum înainte pe scenă, în fosa orchestrei sau în culise, să se ridice la înălțimea înaintașilor și să poarte mai departe gloria operei ieșene. La mulți ani, Kelemen Hunor, ministrul culturii și al patrimoniului național. Avem deosebită onoare ca alături de noi, în această seară, să fie și domnul primar Gheorghe Nichita, pe care îl invităm alături de noi pe scenă și dânsul vrea să ureze... Un adevărat regal aici la Iași, e un cuvânt la modă acum, să spui regal. La 55 de ani e o sărbătoare și un spectacol deosebit pentru noi toți. Sigur că emoțiile și acest spectacol fascinant ne fac ca să nu găsim cuvintele potrivite la cei 55 de ani, dar mă plec, mă închin în fața celor care timp de 55 de ani au slujit Opera Națională din Iași. Le doresc la mulți ani, le doresc în continuare noi succese și să acordă astăzi o ritmă de excelență Operei Naționale României din Iași la aniversarea 55 de ani de existență. Doamnă director, vă doresc mulți ani, multe, multe, multe realizări și să dea Dumnezeu ca această operă să devină un simbol cu adevărat național a românilor. Invitații noștri, cărora vreau să le mulțumesc că au fost alături de noi în această seară, avem și noi o surpriză, vrem și noi să le mânăm o mică amintire și un omagiu al nostru pentru faptul că au făcut tot posibilul ca să fie alături de noi în această seară. Avem niște diplome de onoare doamnei Carmen Gurban, vă mulțumim mult, felicitări, domnului Daniel Magdal. Domnul Oleg Onese. Domnul Boris. Doamna Tati. În mod special domnului regizor al acestei minunate seri. Și nu în ultimul rând, maestrului Tiberiu Soare, căruia îi mulțumim mult de tot. Urmează un moment special pe care îl așteptăm de foarte, foarte mult timp, motiv pentru care o să vă rog să-mi permiteți să cobor alături de niște invitați speciali care sunt alături de noi. Dacă puteți să aprindeți lumina în sală, vă rog frumos.
În această seară avem alături de noi persoane dragi nouă, oameni care acum au mari artiști, care acum 55 de ani erau pe scenă sau în spatele scenei sau la birouri. Acești 18 membri fondatori sunt alături de noi, vreau să le mulțumesc, să-i spunem că îi iubim și ne-am gândit tot timpul la ei, să le oferim o seară minunată, sperăm că a fost. Și avem un mic omagiu, dacă putem să-i spunem așa, pentru a le mâna, tot așa o plachetă care să însemne pentru dânsii recunoașterea și dragostea noastră. O să vă rog să veniți alături de noi în fața spectatorilor noștri. Domnul Ilaș Dionisie. Domnul Bahu Teodor. Domnul Filimon Vasile. Atenția cu care suntem înconjurați de actuala conducere și le dorim mari succese, mari împliniri și ne amintim cu drag de acel eveniment emoționant de acum 55 de ani cu opera Tosca. Promit să revin la 60 aniversare, dacă nu voi fi nevoit să parcurg un mare turneu de la care e mai greu de venit. Invităm lângă noi pe doamna Rotaru Chișu Păuna. Doamna Moldovanu Leontina. Doamna Ungureanu Stoia Mariana. Din partea doamnei Urmă Ela va ridica premiul doamna profesor Buțureanu. Doamna Cazacu Hristofenia. Domnul Zaborilă Mihai. Urăm succes urmașilor noștri și vă dorim să fiți o familie împreună cu conducătorul vostru, așa cum am fost noi acum 55 de ani. Vă mulțumim pentru seara aceasta. Domnul
domnul Ambrozie Octav. Domnul Gheorghiu Gheorghe. Domnul Cristache Dumitru. Domnul Mihăiță Vasile. Doamna Zota Melpomeni Teofani Maria. Doamna Dediu Atena. Domnul Fischer Marcel. Doamna Pârvan Lucia. Și doamna Ciofu Veronica. Încă o dată vă mulțumim mult de tot, toate omagiile noastre și tot respectul. Alături de noi, le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat, mulțumim primăria municipiului Iași, Afișaj România, Gravez.ro, Loteria Română, Amfiteatru. Vă mulțumim mult de tot, să dea Dumnezeu să fim sănătoși și la anul să fim din nou împreună. O seară bună mai departe!